18 aprilie, ziua internațională pentru conservarea monumentelor istorice și în această zi am decis noi să vorbim despre proiectul Muzeul Țăranului. Vreau să vorbim despre tot ce avem noi, despre datinele noastre, despre ceea ce ne reprezintă, ceea ce a fost transmis din strămoși și ceea ce astăzi trebuie să păstrăm pentru a arăta și următoarelor generații, ceea ce am mai menționat pe parcursul acestei ediții. Alături de mine în această dimineață este domnul Ion Ștefăniță, autor proiectul Muzeul Țăranului. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit. Am văzut ieri o poză din 2020 cu acea primă zi, era în luna ianuarie, dacă nu mă înșel la memoria. 4 ianuarie, exact. Momentul în care, bine, ideea probabil a venit mai devreme, în 2019, exact. Sau poate mai devreme, dar acea primă zi în care ați decis, de astăzi începe munca pentru Muzeul Țăranului. Exact, la începutul activității mele în cadrul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, pe când am reușit să evaluez tot patrimoniul cultural, istoric, arhitectural, ecleziastic din Republica Moldova, pe lângă aceasta am atras atenția la spiritul locului, la satele noastre, da? Care, le știți, sunt puțin, așa, ai spunem, depopulate. Și atunci, în subconștientul meu, a apărut această concluzie, satele pustii ale Moldovei. De aici s-a născut genericul sau sloganul acestui proiect rural pe care l-am pornit la Moldova Nouă, deci renaștem satele Moldovei. Este un proiect prelegere, este un proiect mesaj, nu-l fac pentru mine acest proiect, îl fac pentru toți moldovenii care au intrat în hemoragie socială, cei 1,6 milioane moldoveni care au plecat peste hotare și cei 2,8 care am rămas acasă. Și spuneam de fiecare dată trebuie să coborâm de pe baricade, să fim pe aceeași baricadă, pe scopuri fixate, astfel ca satele noastre, care sunt un potențial real pentru dezvoltarea țării, să valorificăm acest patrimoniu rural, aceste bijuterii arhitecturale, casele tradiționale țărănești și prin ele să dezvoltăm economic satul, orașul, țara. În ultimii 30 de ani avem parte de o urbanizare masivă. Foarte multă lume care a circulat din zonele rurale spre municipiul Chișinău sau alte orașe. În mod special municipiul Chișinău, ca să spunem lucrurilor pe nume. Alții, deja dumneavoastră ați menționat, au plecat peste hotarele țării și deja ați menționat că populația de la sat este din ce în ce mai mică, iar unele case sunt în paragină. Scopul, în afara faptului că doriți să transmiteți un mesaj și doriți să arătați tuturor casele noastre tradiționale și modul în care se trăia anterior la țară și modul prin care poți să trăiești, de fapt, foarte bine la țară, este de a atrage acești tineri înapoi, în punctele rurale? Spuneam că este un potențial, iar tinerii pot să-și fixeze vectorul, hai spunem, de viață în mediul rural, pentru că acolo ducem și un mod sănătos de viață, dacă cunoașteți, da? Respectiv această muștenire culturală care ar fi păcat să fie abandonată. De asta eu consider că un profesor bun, un educator bun, un muzeograf bun trebuie să revină acolo unde știm noi, veșnicia s-a născut la sat. Să deschidem o paranteză, mă scuzați. În acești 2 ani au fost tineri cu care ați comunicat și care v-au adresat întrebări, tot felul de întrebări, care au menționat intențiile lor de a reveni în satele noastre. Vreau să spun că feedback-ul a fost unul pozitiv. A fost apreciat cei ce au văzut și cei care au venit la New York și cei care au venit din Coreea de Sud și italienii și francezii, toate grupurile pe care le-am primit, dar și moldovenii care la fel sunt motivați să pornească același lucru în satul unde am moștenit o casă sau vor să achiziționeze o casă. De asta eu mă bucur că este interes pentru acest proiect și chiar tare aș fi foarte mulțumit dacă am pornit o clacă națională, da? Să fie o competiție în proiectele de conservare, restaurare a acestor bijuterii rurale. De asta eu mă bucur că cei peste 800 și ceva de vizitatori care au deschis poarta Țăranului în cei 2 ani de activitate acolo și sper eu să fie o bună motivație în continuare, iar Muzeul Țăranului să fie un brand turistic, da, o destinație turistică în care urmăresc scop să dezvoltăm turismul pe destinația Nistrul de Mijloc, da, pentru raionul Dubăsari, cu toate satele de acolo. Dar trebuie de subliniat că cei 800 de vizitatori au venit într-o perioadă în care se făcea restaurarea. Nu s-a așteptat acel moment în care se dă în exploatare, nu s-a așteptat acel moment în care să se taie panglica, ca ce vorbeam noi la început, pentru că lucrul ăsta poate că nu ar fi avut farmec. Farmecul este atunci când vii și vezi cum se restaurează anumite locații. Asta a fost scopul, ca fiecare etapă, că îi reabilităm casa tradițională, că e căsoaia, că e anumite anexe, că e o fereastră, o ușă și toate lucrurile astea să fie văzute. Deci a fost un proiect foarte deschis pentru public, respectiv este foarte important ca noi moldovenii să conservăm la maxim, să păstrăm autenticitatea și spiritul locului, da? Fiecare fereastră acolo a fost restaurată la centimetru. Ușă, muruială,
văruitul, toate lucrurile astea, să știți că trebuie să le cunoască fiecare. Iar străinii care au deschis poarta muzeului, anume au apreciat autenticitatea locului. Ceea ce o face francezul, ceea ce face italianul, iată, același lucru trebuie să facem noi. Eu putut să se implice? În cazul în care cineva a venit și în momentul ăla un geam era dat cu vopsea, putea să se implice? Noi am făcut câteva clăci pandemice, da, dat fiind faptul că a fost coincis cu perioada pandemică, în cerc restrâns de oameni, hai să spunem, din cercul meu de comunicare, noi am organizat o mini-clacă, hai să spunem așa, în care cel care a venit putea să vadă și chiar a exersat cum să lucreze cu uneltele pentru a decoperta straturile cromatice la o fereastră și respectiv de a-i da autenticitatea ei de altă dată, respectiv aplicând aceeași cromatică. Da, vreau să ne spuneți exact ce vedem. Vreau să fie puțin mai palpabilă această următoarea discuție, pentru că noi vedem imagini. Toată lumea a auzit deja de Muzeul Țăranului, mulți poate știau și anterior până la acest dialog pe care îl avem noi în această dimineață. Pentru cei care își doresc să vină, ce pot vedea, la ce să se aștepte? Deci, în primul rând, orice vizită se face cu rezervare, da? Pentru că agenda este și urbană la mine și este agenda rurală. Dat fiind faptul că trebuie să mă împart în două spații diferite, telefonul rămâne același valabil, pe internet poate fi găsit, respectiv drumițiile spre pinoterapie sau o excursie spre centrul Pământului ca în opera lui Jules Verne, respectiv finalul este permanent la Muzeul Țăranului. Muzeul Țăranului este un muzeu creativ, interactiv și unii exponatele au și gust. Vă așteptăm cu drag și la expoziția temporară de căpșună, de mureș și legumele Țăranului care sunt în grădina Țăranului. De asta fiecare vizitator va fi în armonie cu natura, cu cultura și respectiv va fi un restart motivațional pentru o lună, două, trei înainte. Da, pentru papilele dumneavoastră gustative să nu credeți că a fost doar o metaforă, pentru că în luna mai toată lumea este așteptată la căpșuni. Absolut corect, deci noi ne-am specializat acolo pe modul sănătos de viață și creștem căpșunile, murele și toate fructele din grădina Raiului care le găsim în grădina Țăranului. Orice proiect are o planificare. În 2020 a început planificarea pentru Muzeul Țăranului. Bine, și a început de fapt deja fizic sau cu acțiuni directe. Ce urmează? Urmează mai multe activități, prezentări de filme documentare, modul de viață Țăranului, modul de viață în spiritul satului, în sufletul satului, deci vom face ateliere de meșteșugărit, împletit în lozie și multe, multe alte evenimente care sunt legate cu viața satului. Deci aceste evenimente permanent prealabil vor fi anunțate, fie în contextul Ziua Internațională a Muzeilor sau Zilele Europene ale Patrimoniului sau iată în contextul Ziua Internațională a Monumentelor și Siturilor, permanent noi de la Muzeul Țăranului vom da un mesaj pentru societate, pentru a avea o atitudine responsabilă pentru tot ce înseamnă moștenire culturală. Există posibilitatea de extindere și spre alte locații, poate în alte comune, poate în aceeași locație, dar și altă casă care să fie reabilitată și aduse publicului? Sunt foarte multe, deci urmează etapa 2. Dar etapa 2 nu depinde doar de mine, sunt mai multe case care sunt motivate să fie conservate, restaurate, chiar acolo, la Maloata Nouă sau în satele din vecinătate, ca să fie un traseu al caselor rurale ar fi extraordinar. Etapa 3, în genere, dacă m-aș intersecta cu anumiți parteneri de dezvoltare, așa cum văzui în sudul Franței, da, ceea ce ați menționat într-un reportaj mai sus, carier de lumini sau teatru de lumini din sudul Franței, același lucru în carierele abandonate din platoul sub platoul Mulovata Nouă. S-ar primi extraordinar un teatru de lumini acolo și o vinotecă națională pe care tare mult îmi doresc să o dezvoltăm în destinația platoului Mulovata Nouă cu ceri. Cât de frumos sună, dar asta e doar în ipoteză la momentul actual. Acum ar trebui să fie finanțare. Știți că și orice vis poate deveni realitate atunci când se depune efort. Acest scop care se fixează atrage și finanțarea cu siguranță. M-am convins prin experiența și personală și profesională, dacă persoana este motivată, orice scop devine realitate. Un lucru este cert, tot ce trebuie să faceți dumneavoastră e să mergeți, să vedeți inițial Muzeul Țăranului, iar ulterior poate acest proiect, în cazul în care va fi și susținut, se va dezvolta. Vreau să vă întreb, pentru că orice loc are o istorie, orice loc este ales pentru ceva și cu un anumit motiv. De ce? Mulovata Nouă. Ca să revenim la început, cumva. Bine, v-am spus că am intersectat anterior în alte reportaje peste 1200 de localități din țară, dar evident că sunt legat de Mulovata Nouă. Acolo mi-am întâlnit jumătatea vieții mele, deci soția este de acolo. Respectiv, mi-a fost ușor să dezvolt acest proiect cunoscând mai mulți prieteni de acolo care au intrat în claca muzeului și respectiv
Este un loc extraordinar, este o natură excepțională, cu energie pozitivă. De asta este un potențial enorm pentru a dezvolta turismul anume pe Nistrul de Mijloc, deci în raionul de Băsari. Foarte multe puncte turistice pe Nistru, bine, foarte multe comparativ cu alte zone din țară, acum ca să fiu și corect în exprimare. Pe Prut sunt locații? Vă gândiți la anumite zone care ar putea să fie dezvoltate? Același lucru, drumițiile pot fi dezvoltate și în lunga Prutului. Noi avem o natură extraordinară de-a lungul Prutului, care trebuie să fie valorificată. Aici totul depinde de creativitatea noastră. Cu cât mai creativ suntem, eu cred că anumite tematici, da, pe arhitectura tradițională din sudul Moldovei, care iarăși poate fi dezvoltată. Și iată, mai recent, vineri, joi, știu că s-au lansat 4 drumiții cu veloturismul sau turismul drumițiile pe jos. Deci este potențial. Pur și simplu, noi, moldovenii, trebuie să fim creativi și să credem în tot ce înseamnă valoarea economică a acestui patrimoniu care necesită a fi conservat, restaurat și valorificat. Trăgând o linie concluzivă, în ultimii ani, în Republica Moldova, turismul este într-o evoluție, într-o creștere? Eu mă bucur că noi învățăm lecțiile francezilor, italienilor, care prin turism știu să dezvolte țara. Și permanent am dat câteva exemple, da, și la studenții mei, inclusiv la Universitatea Pedagogică. Deci, Republica Franceză în 2013, prin industria turismului, deci a patrimoniului, a câștigat 43 de miliarde de euro. Sau vă mai dau câteva cifre. Muzeul Louvre, în 2017, a fost vizitat de 10 milioane vizitatori. Da? Cei 10 milioane de vizitatori au cheltuit plus minus într-o zi la Paris 120 de euro. Dacă înmulțiți cei 10 milioane cu 120 de euro, vedeți cât a lăsat turistul timp de o zi la Paris. Și uite așa, am înghițit în sec cu toții în așteptarea acestor cifre și în Republica Moldova. Da, ca să reiterăm, tot ce trebuie să faceți dumneavoastră să mergeți la Muzeul Țăranului. E bine de menționat că în momentul în care vă doriți să ajungeți acolo, tot ce trebuie să faceți e să apelați, să transmiteți un mesaj, pentru că trebuie să fie cineva, trebuie să fie gazda pe loc pentru a vă primi. Țăranul ghid. Vă mulțumesc că ați venit în această dimineață, vă doresc mult succes. Plăcere. Și cu mare drag vom veni și noi la Muzeul Țăranului. Renaștem satele Moldovei, să salvăm mărturile trecutului pentru a construi viitorul. Toată lumea este invitată, repet, pentru cei care iubesc și își doresc să guste din căpșuni, inclusiv în luna mai atunci când sunteți atrași și prin acest detaliu. Tot ce trebuie să faceți, repet, este să mergeți la Muzeul Țăranului. Pe rețelele de socializare găsiți oricum mai multe informații. Alături de mine în această dimineață a fost domnul Ion Ștefăniță, autorul și inițiatorul acestui proiect.